Aici am ajuns în Evrei, la lupta credinței și vă aduc aminte de faptul că suntem pe ultima sută de metri. Mai avem un pic și închidem cartea și va veni o altă carte cu dureri mai multe, pentru că Pavel este într-o relație destul de tensionată cu biserica din Corint. Dar până când vom ajunge acolo, țineți minte, în miezul cărții este ceea ce ne dă tot ce avem. Dacă mântuirea este prin credință, moștenirea este prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, credința este cheia vieții creștine. Dar credința e ca o plantă care trebuie să se înrădăcineze în ceva, să se apuce de ceva ca să trăiască, ca să crească, ca să se zdrăvenească. În primul rând, Dumnezeu a pus o nădejde înaintea noastră. Sau să mă întorc în direcția bună, a pus o nădejde înaintea noastră, noul Ierusalim, cetatea sfântă care se va coborâ din cer și în care cortul lui Dumnezeu cu oamenii nădăjduie să fiu și eu, să fii și tu. Dragii mei, credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare în lucrurile care nu se văd. Prin aceasta cei din vechime au căpătat o puternică încurajare din partea lui Dumnezeu, confirmare din partea lui Dumnezeu. Pe de o parte, deci, este nădejdea credinței, primele patru capitole, dar orice vise aș avea puse înaintea mea, dacă n-am siguranța că ajung acolo, dacă n-am mijloacele prin care se ajung acolo, atunci sunt nădejdi înșelătoare. Tocmai de aceea Fiul Dumnezeu s-a întrupat și pe lângă faptul că ne-a rezolvat incompatibilitatea cu cerul, cu alte cuvinte, incompatibilitatea cu împărăția lui Dumnezeu, pe care am pierdut-o din pricina păcatului, El a croit o cărare dreaptă și ne-a lăsat un model să călcăm pe urmele Lui. Și vreau să vă spun că El șade la dreapta scaunului de domnie al măririi, unde a intrat pentru noi ca înainte mergător. A intrat cu un trup. Cerul a dat pe Fiul Său, dezbrăcat de gloria și slava Sa, și a primit înapoi complet altceva. A primit înapoi un om. Un om într-un trup de slavă, pe fratele nostru mai mare, și noi suntem invitați să călcăm pe urmele Lui. În miezul cărții este toată discuția, toată teologia despre lucrarea Domnului Iisus Hristos, jertfă desăvârșită și mare preot desăvârșit. Dar mai există încă o rădăcină care stă în aer și ar trebui să o ancorăm și pe ea, ca să putem să ajungem acolo, este lupta credinței. O credință vie, trăiește, lucrează, se luptă. O credință moartă e o idee pe care o porți în capul tău și de care te debarasezi când ai îndoieli sau când vin prigoane sau persecuții, dar o credință vie este o credință care luptă, numai o credință vie luptă și despre asta vorbim astăzi, despre lupta credinței. Ascultați ce scrie Pavel lui Timotei în prima sa epistolă, capitolul 6, de la versetul 6 la 12. Negreșit, Timotee, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. E un mare câștig. Căci noi n-am adus nimic în lume, nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce ne hrăni și cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns. Dacă avem dar cu ce ne hrăni și cu ce ne îmbrăca, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț, în pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani, nu bani, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință, s-au străpuns cu o mulțime, s-au străpuns sigur cu o mulțime de chinuri. Iar Toma lui Dumnezeu fuge de aceste lucruri, caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Nu știu dacă le-ați numărat. Le-ați numărat? Este câte una pentru fiecare zi din săptămână. Ca duminică să le putem celebra pe toate. Și tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea, spune Pavel lui Timotei. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea oamenilor. Sunt câteva cuvinte ale bătrânului Pavel care își aștepta moartea la Roma, scrise urmașului lui Timotei. Cel puțin în prima parte a istoriei bisericii,
Toți au spus că epistola către evrei este scris de același Pavel. De același Pavel care era însuși din seminția lui Beniamin, iudeu dintre iudei, tăiat împrejur a opta zi și așteptând ceea ce Domnul Iisus Hristos a adus. Întrebarea este, cui a fost scrisă epistola către evrei? Țineți minte cum se termină capitolul 10 înainte ca să intrăm în capitolul credinței, capitolul 11? Ultimul verset, versetul 39, ne spune: noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. De ce să dai înapoi să te pierzi când toate îți merg bine? De ce să dai înapoi să te pierzi când Dumnezeu te poartă pe brațele binecuvântărilor Lui, când credința ta face doar minuni pentru tine, toată lumea se uită după tine râvnind și dorind și sănătatea și bogăția și posturile care le ai și cariera pe care ai făcut-o? Ar fi anormal să faci lucrul acesta. Data trecută am pus înaintea noastră două liste și am încercat să-i așezăm pe destinatarii epistolei pe una dintre ele. Prima listă este o listă cu isprăvile credinței. Au cucerit împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințele, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul săbiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștile vrășmașe și au primit înapoi morții lor în viață. Cine n-ar vrea să intre în rândul acestor oameni? Toate acestea prin credință. Dar dacă citești cu atenție epistola către evrei, nu îi poți așeza pe această listă. Ei aparțin de lista care urmează. Prin credință n-au vrut să primească izbăvirea. Au preferat să li se răpească averile, să fie aruncați în temniță, să fie batjocoriți și prigoniți. Prin credință au fost chinuiți, au suferit batjocuri, bătăi, lanțuri, închisoare. Au fost uciși cu pietre. Au fost tăiați în două cu ferestreul. Au fost chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace, piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Pentru că n-au avut destulă credință? Nu. Ei, de care lumea nu este vrednică, spune textul, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri, prin crăpăturile stâncilor. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, n-au primit ce le fusese făgăduit. Acum înțelegem rostul capitolelor 12 și 13. Atunci când toate îți merg bine, ești cu mâinile în buzunar și fluier prin viața creștină. Pentru că zici o rugăciune și se face. Poruncești ce poruncești, ia ființă, ești Fiul lui Dumnezeu. Și tu poți transforma pâinile în pietre? Și tu poți sări de pe strașina templului? Și tu te poți închina celui rău? Cam coace duce ispita, dragii mei. Lupta credinței, o avem în capitolul 12 și 13, dar lupta are două feluri, două părți. Are o parte în care trebuie să folosești sabia. Și ai o altă parte a luptei în care trebuie să folosești mistria. Cu sabia lupți împotriva păcatului, cu mistria lărgești, zidești împărăția lui Dumnezeu. Când Nemia s-a întors să rezidească zidurile Ierusalimului și porțile care l-au arse de foc, a văzut cum dușmanii se strâng în jurul lor. O imagine perfectă pentru viața creștină. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor, stăpânirilor, căpetenilor, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Diavolul dă târcoale ca un leu, căutând pe cine să înghită. Ce te-ai face fără o sabie într-o astfel de luptă? În capitolul 12 este vorba despre sabie, în capitolul 13 despre mistrie, pentru că lupta are și un aspect pozitiv. Trebuie să zidești împărăția lui Dumnezeu. Dacă de seară veți auzi despre mănușa care trebuie să se potrivească pe mâna personalității, atunci când ești la locul potrivit, poți transforma viața ta în altar al preoției tale, poți lupta pentru lărgirea și zidirea împărăției lui Dumnezeu. Cu sabia, dragii mei, nimicim lucrările celui rău, cu mistria zidim împărăția lui Dumnezeu. Noi am vândut planeta în mâinile celui rău. Fiul lui Dumnezeu s-a dezbrăcat de slava lui și a pus piciorul pe planeta noastră și a început să-și facă loc, să nimicească lucrările celui rău. Pentru asta a venit Fiul lui Dumnezeu. Și el a strigat oștenilor de pe urmele lui: cine nu este cu mine este împotriva mea, cine nu adună cu mine risipește. Iar Pavel îi scrie aceluia și Timotei: nimeni nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Nu se poate ca Domnul Iisus să lupte
și să nimicească lucrurile celui rău și eu să le mulțesc. Prin curvia mea, minciunile mele, poftele mele, prin toate acestea de la o zi la alta, să mulțesc lucrurile celui rău. Nu se poate, dragii mei. Dacă ești ostașa lui Hristos, trebuie să faci ce face Hristos. Să nimicești lucrările celui rău. Dragii mei, cu sabia curățim templul trupului nostru. Trupul vostru, trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Cum s-ar simți Duhul Sfânt într-un templu murdărit de păcat și de gânduri păcătoase? De aceea, prima bătălie este să curăți templul Duhului Sfânt. Dar cu aceea sabie, cu sabia cuvântului, trebuie să curăți templul trupului lui Hristos, biserica lui. Puțin a luat dospește toată plămădeala. În dimineața aceasta m-aș opri lângă primul aspect. Cu sabia nimicim lucrările diavolului, curățind păcatul din templul trupului nostru. Primele 4 versete din Evrei. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să lăsăm deoparte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să gădeți de oboseală în sufletele voastre. Textul conține două porunci și două resurse. Dumnezeul nostru nu ne dă o poruncă fără să ne dea și resursa să o putem asculta, să o putem împlini. Țineți minte ce spune Pavel Corintenilor, biserică în care păcatul își făcuse lucrarea, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească și Dumnezeu care este credincios nu v-a îngăduit să fiți ispitiți peste puterile voastre. Asta este un aspect. Dar dacă ispita tot vine, bunul Dumnezeu ne dă și resursele. El a pregătit mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Deci avem două porunci și două resurse. Ascultați poruncile. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte păcatul, orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. Deci am nevoie de sabie, pentru că firele nevăzute ale păcatului, ale paianjenului morții, ne înfășoară cu ușurință și trebuie să tai legăturile până nu-i prea târziu. Ca să poți alerga, nu poți fi legat de picioare. Este jalnic să te uiți la un cal pregătit pentru fugă, care e legat de picioare și văzându-l umblând prin câmp să-i mai iau un smog de iarbă, îți vine milă de el. Te duci să tai legătura respectivă, să lași să fie ce l-a făcut Dumnezeu să fie. Noi am fost creați pentru veșnicie, dragii mei. Dumnezeu ne-a supus lumea viitoare. Noi într-acolo mergem. Și de aceea, lângă prima poruncă, adaugă pe a doua autorul. Să alergăm cu stăruință în alergarea care stă înaintea noastră. Nu știu dacă ați avut o experiență în care în alergarea voastră ați obosit. Eu am două care le țin minte și vă împărtășesc una dintre ele. A fost și ceva ce nu uităm și din pricina ceea ce a urmat după experiența asta. Eram la Iași, la o întâlnire, eram mai mulți din țară de peste tot și seara trebuia să prindem trenul Iași-Cluj să ajungem acasă. Sau Iași-Timișoara. Unii mergeau la Oradea, alții la Timișoara. Am așteptat tramvaiul, era frig, am înghețat bocnă și am zis, nu mai stăm, că pierdem trenul și am luat-o pe jos. Ca să ajungi la gară, trebuia să urci o pasarele, un pod de la zburător. Și când urcam pasarela, auzim, trenul accelerat, numărul 346, pleacă din stație, am înlemnit. Ne-am luat nevestele și am început să le târâm după noi pe pod. Ultimul care venea cu nevasta după ei era Paul Negruț, cu Delia. Și, dragii mei, când eram la jumătatea podului, am simțit că îmi dau sufletul. M-aș fi oprit să cântăm o cântare, să bem un pic de cafea, să ne relaxăm, dar trenul deja făcea... Am coborât scările nici nu știu câte deodată. Am fugit, era chiar acolo linia. Și ne-am împins nevestele în tren, după care am sărit și noi, mers în tren și am căzut în compartimentul... Era un vagon de dormit, toți eram acolo, am căzut de oboseală, n-am putut dormi toată noaptea de oboseală.
N-am să uit niciodată sentimentul acesta. Dacă n-ai o țintă spre care mergi, spune să alergăm cu stăruință în alergarea care se stă înainte, nu e nicio problemă să te oprești pe drum, să mai bei un ceai, să ai o poveste cu cel de lângă tine, dar dacă faci lucrul acesta, lianele păcatului te înfășoară încetişor și te pomenești paralizat. Ce mă ajută în alergarea mea, în împlinirea acestor două porunci? Sunt două resurse pe care Biblia le pune înaintea mea. În primul rând este un nor de martori. Și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, primiți imperativele și împlinițiile, da? Să dăm la o parte și să alergăm cu stăruință. Al doilea lucru sunt modelele pe care Dumnezeu ni le dă în mijlocul acestui nor mare de martori. Dați-mi voie să le iau pe rând. În primul rând, care sunt beneficiile apartenenței la o comunitate creștină? La o comunitate creștină în care ești știut și știi și pe alții, în care există relații, cunoști oameni pe nume, le vezi viața. Care sunt beneficiile să nu plutești de unul singur prin lumea aceasta, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neștiind de unde vii, nici unde te duci? De ce este important ca Duhul Sfânt să te boteze în trupul lui Hristos în momentul în care te naști din nou? Pentru că Dumnezeu știe că ai nevoie de norul acesta de martori, mama, tata, frați, surori, plus frații din biserică. Plus frații din biserică. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de leste, să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Simplul fapt că aparții unei comunități creștine în care ești știut și în care știi pe oameni, pe cei din jurul tău, te ajută. Chiar dacă nu sunt lângă tine în momentul respectiv. Psalmul 173, dați-mi voie să intru puțin în atmosfera psalmului. Versetul 2. Era să mi se îndoaie piciorul și să-mi alunece pașii, spune psalmistul. Dar ce s-a întâmplat? L-am întrebat eu. Mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, n-au parte de suferințe omenești și nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă și asuprirea este ca o haină care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime. Au mai mult decât le-ar dore inima. Râd și vorbesc cu trufie de asuprire, vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri și limba le cutreieră pământul. De aceea leargă lumea la ei și înghit apă din plin și zic, ce-ar putea să știe Dumnezeu? Și ce-ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi. Totdeauna sunt fericiți. Și li se măresc bogățiile. Degeaba mi-am curățit inima și degeaba mi-am spălat mâinile în nevinovăție. Căci în fiecare zi sunt lovit, în toate diminețile sunt pedepsit. Dacă aș zice, vreau să vorbesc ca ei, iată, nu aș rămâne credincioș neamului copiilor. Psalmistul era singur. Neamul copiilor lui era departe de el. Cu toate acestea, simplul fapt că el aparținea acestui grup de oameni, acestui popor, i-a fost un ajutor extraordinar. L-a împiedicat în alunecarea, în momentul în care stătea și cumpănea soarta celor răi din jurul lui. Era să mi se îndoaie pașii sau picioarele, erau să-mi alunece pașii. Simpla apartenență la poporul lui Dumnezeu mi-a păzit piciorul de cădere. Am dat la o parte orice piedică și păcatul care era să mă înfășoare și mi-am continuat alergarea, spune psalmistul. Primul verset este concluzia lui. Cu alte cuvinte, după ce a trecut prin toată această frământare și s-a ridicat în picioare din pricina comunității de care aparținea, psalmistul începe cu concluzia lui. Da, bun este Domnul cu Israel, cu cei cu inima curată. Dragii mei, noi vorbim despre presiunea de grup ca de ceva rău. Și într-adevăr, dacă grupul este rău, te strici și tu. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune.
Dar observăm că presiunea de grup poate avea și un efect pozitiv dacă ți-ai ales bine tovărășiile. Și asta a făcut psalmistul. Și asta l-a salvat de la cădere. Ascultați ce scrie Pavel lui Timotei. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Dintr-o inimă curată. Dacă chiar și existența unei comunități de care aparțin mă ajută, imaginați-vă ce resursă este o comunitate care trăiește, care interacționează, în care veghem unii asupra altora. Versetul 12 din capitolul 3 din Evrei. Luați seama, dar, fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă desparte Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câte vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit, dacă alergarea noastră a ajuns la țintă, de a dus la țintă, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea de la început. Câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Sunt două porunci și două resurse. Prima resursă sunt frații mei. A doua resursă sunt modelele pe care Dumnezeu le-a adus în viața mea. Dimineața am avut o binecuvântare, unul din pruncii familiei Cristian și Baida, și m-am gândit la experiența mea cu familia lui Sami de la Constanța. De când știu pe acești copii, erau împreună cu părinții lor în jurul mesei, la studiu biblic. În orice tabără erau cu cărnățelele în mână, de mici. Și Filip și Filipa și Cătălin. L-am întrebat pe Filip, cine a fost model în viața ta? Stătea lângă taică să s-o întors spre el. Mare har. Mare har să poți fi la tatăl tău, la mama ta, ca modele în viața ta. Dar și ei sunt doar oameni supuși slăbiciunilor, s-ar putea să nu fie făcut alegerile cele mai bune în viață, tu să le fi văzut și acum ești descumpărit. Unde să mă uit? Dragii mei, dacă n-ai modele în viață, ești un prunc fără tată, fără mamă. Ești un orfan. Modelele în viață sunt foarte importante. Și observați tinerii ce repede își fixează modelele de pe ecranele televizoarelor. Din lumea mondenă. Dacă n-ai avea pe nimeni pe pământul acesta, îți rămâne modelul Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă care sunt beneficiile unui model în viața creștină. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care l-a pus înainte, a suferit crucea, disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Unul care a reușit, unul care a învins, unul care a ajuns acasă. El este modelul meu. Uitați-vă, dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Care este bucuria pe care Domnul Iisus o avea înaintea lui de nu s-a dat bătut și a mers până la capăt, până la țintă? Bucuria lui erai tu și cu mine. Era rodul muncii sufletului lui, era mireasa lui pe care a venit să o pețească pe pământ. Asta a avut în minte Domnul Iisus Hristos și când i-a fost mai greu, a zis, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta. După care a tras aer în piept și a zis, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta, Tată, proslăvește-ți numele. Și a făcut pasul mai departe și a deșertat paharul de dragul tău și de dragul meu. La fel a pus Dumnezeu bucurii înaintea noastră, dacă le știi. Dacă ți-ai fi ancorat credința în ele, ai avea puterea să mai faci un pas înainte să plece trenul. În adevăr, nu unor oameni a supus el lumea viitoare de care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului ca să-l cercetezi? L-ai făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, l-ai încununat cu slavă și cu cinste, l-ai pus peste lucrările mâinilor tale, toate le-ai pus sub picioarele lui. În adevăr, dacă toate i-au fost supuse, înseamnă că nu i-a rămas nimic nesupus. Totuși, acum încă nu vedem că toate îi sunt supuse. Știți de ce? Nu pentru că n-ai fost creat să fii vicerege și să stăpânești, ci pentru că prin Adam am vândut planeta în mâinile celui rău. Noi trăim pe teritoriile lui. Când Dumnezeu îl întreabă pe Satan în Iov, de unde vii? A, vin de la cutreierarea pământului. Mi-am inspectat moșiile.
Dragii mei, noi trăim pe teren străin din pricina păcatelor noastre. Dar Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, a pus piciorul pe planeta noastră și a început cu sabia cuvântului să-și facă loc, nimicind lucrările celui rău, croind cărare dreaptă pentru noi spre casă. Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat ca să ne arate drumul spre casă, să ne cheme pe urmele Lui, să învățăm cum se merge spre ținta care stă înaintea noastră. El este acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos de îngeri, adică Iisus. Pe El îl vedem încununat cu slavă și cu cinste, nu din pricina faptului că toate au mers bine pe pământ, ci din pricina faptului că a suferit moartea pentru noi toți. A gustat moartea pentru noi toți. Se cuvenea în adevăr, spune versetul 10, că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să aducă mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Atunci când îți alegi un model, începi să faci ce face el, să vorbești cum vorbește el, să te îmbraci cum se îmbracă el. Exact. Exact. Același lucru trebuie să-l faci cu Domnul Iisus Hristos. Ascultați ce spune autorul în capitolul 5, versetele 7 în jos. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut desăvârșit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă urzitorul unei mântuiri veșnice. Filipeni, capitolul 2. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. V-ați dori slava lui Hristos? Wow! Să stau pe tron alături de El și îngerii să se închine. Asta a poruncit Tatăl. Toți îngerii să-i se închine. Să fiu mireasa Lui. Să fiu prezentat înaintea întregului cer. O mireasă sfântă, fără pată, fără zbârcitură. Fără prihană. Incredibil. Dar ca să ajung acolo, trebuie să mă uit țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței mele, adică la Iisus, care pentru bucuria care l-a pus înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar cu luare aminte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să gădeți de oboseală în sufletele voastre. Mă întreb, n-o fi ajuns să sufere doar El? De ce trebuie să sufer și eu? Dragii mei, drumul spre slavă duce doar pe urmele pașilor Lui. Îmi pare rău să vă spun lucrul acesta. Nu cunosc alt adevăr. Aș vrea să citesc textul în continuare și să vă las pe dumneavoastră să deduceți răspunsul la întrebarea de ce trebuie să suferim pe urmele lui Hristos. Versetul 4. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Termenul este destul de dur, este ca un Dumnezeu care stă plecat peste balconul cerului să ne rupă picioarele ori de câte ori greșim. Nu știu de ce a ales Cornilescu termenul de pedeapsă sau traducerea din greaca cuvântului paideia, pedeapsă, când putea să aleagă orice altă variantă. Același cuvânt înseamnă a învăța, a instrui, a disciplina, a pedepsi cu scopul corectării conduitei. Cu alte cuvinte, pleacă de la rădăcina cuvântului copil și este tot ceea ce un părinte face pentru copilul lui să facă ceva din el în viață.
când îi dai drumului copilului în viață, fără să-l disciplinezi, fără să aplici aceste restricții la viața lui, devine ca o buruiană în lumea aceasta. Ca o buruiană, copil de bani, gata. Ascultați ce spune textul mai departe. Țineți minte posibilele traducere ale cuvântului, căci Domnul pedepsește, disciplinează, instruiește, corectează pe cine iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Nu-l disciplinează tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de disciplinare, de instruire, de corecție, sunteți ca niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri pământești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci, în adevăr, ei ne pedepseau pentru puține zile. Cum credeau ei de cuvință? Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă asemenea sfințeniei Lui. Părtași sfințeniei Lui. Este adevărat. Orice pedeapsă deocamdată este o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Am o întrebare. Când sunteți în oglindă, voi cu voi înșine, nu mă gândesc la oglinda asta fizică, ci cea în care îți vezi sufletul, caracterul, tot ce ești, care din voi sunteți mulțumiți cu voi înșivă? Lidia, peste tine au trecut ani. Nu ești mulțumită cu tine însuți? Nici eu. Este ceva, Tavi, ești tu mulțumit cu tine însuți? Nu întrebe nevastă, ai treaba ei să se uite în oglinda ei. Dar nu cred că este unul în sală care zică, am ajuns, nicio trăsătură de penel nu mai trebuie adăugat la caracterul meu, sunt ca Domnul Iisus Hristos, până și cerul și îngerii pot să închine înaintea mea. Dragii mei, toți suntem în școala aceasta dătătoare a neprihănirii, toți suntem sub nuiaua lui Dumnezeu, sub dalta lui Dumnezeu, care cioprește în noi chipul Fiului Său. De ce trebuie să suferim și noi, nu doar El? Din pricina faptului că suntem pe teritoriile dușmanului și păcatul ne înfășoară foarte lesne. Dacă n-ai sabia în mână să tai legăturile păcatului și uneori dăm voie să spun, este ca și cum atingi și carnea câte un pic, Doamne, greu-i să rup din tine și a creat ca o ventuză, s-a prins în trupul tău și când smulgi păcatul, smulgi o bucată din carnea ta, din sufletul tău. Lupta cu păcatul este dură. De aceea Petru spune, nu vă lăsați târâți în poftele care le aveți altă dată când erați în neștiință. Dar pe de altă parte, ranele se vindecă, pielea se întinde, vorbesc de suflet, și chipul lui Hristos ia chip în noi. Pe măsură ce ne lăsăm dăltuiți și lucrați de dalta lui Dumnezeu. Doare lupta cu păcatul și doare procesul sfințirii, al dăltuirii noastre întru chipul lui Hristos. Ascultați-l pe Iacov în prima sa epistolă, scrie tot evreilor, diasporei din vremea aceea. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin feluri de încercări. Ridicați mâna care ziceți amin, așa fac totdeauna. Dacă n-ar fi o bucurie pusă înaintea mea, aș fi un nebun să merg pe urmele lui Iacov sau Domnului Iisus. Să priviți ca o mare bucurie. Bucuria este pusă înaintea noastră. Nu încercarea mă bucură, ci rodul încercării mă bucură. Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi, să nu duceți lipsă de nimic. De dragul bucuriei care ne este pusă înainte, spune Pavel în Romani, eu socotesc că suferințele din vremea acestea nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care să fie descoperită față de noi. De asemenea și firia așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Imaginați-vă, nu doar noi așteptăm să ajungem la acea bucurie, tot ce este în jurul nostru așteaptă cu o dorință înfocată momentul, slava aceea.
suferințele din veacul de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Știm că până în ziua de astăzi, toată firia suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm în fierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți, dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se poate vedea nu trebuie nădăjduit. Pe când, dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Pe de altă parte, știm că toate lucrurile, și astea care nu plac, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Câtă bucurie am în momentul în care am o biruință cât de mică asupra firii pământești. Ce bucurie! Parcă am mai crescut încă un pic. Îmi vine să mă pun lângă perete, să trag o linie, să vedem față de ziua de ieri unde am ajuns. Dragii mei, creșterea noastră este spre statura plinătății a Domnului Iisus Hristos, asemenea chipului Fiului Său. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la mintea omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru că cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Pavel îți scrie și ție și mie. Tu, om al lui Dumnezeu, nu uita, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Puneți-le pe calendar. Urmărește-l în fiecare zi, uită-te în oglindă, măsoară-te, vezi cum crește în aceste lucruri. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Lupta credinței. Domnul Iisus și-a făcut partea Lui, a curățit templul ceresc de păcatele tale și ale mele, de păcatul întregii lumi. Eu cu sabia cuvântului în mână, prin lucrarea Duhului Sfânt, trebuie să curăț templul trupului meu de tot ce este incompatibil cu Hristos și cu cerul. Așa să te ajute Dumnezeu. Amin. Amin.